Antrenorul din teren al Stelei din finala cu FC Barcelona din 1986, Anghel Iordănescu, a rememorat după 35 de ani momentele extraordinare trăite în finala de la Sevilla. Fostul mare jucător și antrenor al echipei din Ghencea s-a fotografiat pe noul stadion Steaua cu cele două trofee continentale pe care le-a cucerit alături de generația 1986. Cred că trebuie să reamintim oamenilor de fotbal, iubitorilor fotbalului din România, că aceasta este cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Indiferent că vorbim de o echipă de club sau alta, dintr-o vreme sau alta. S-a spus și s-a vorbit întotdeauna despre, când am discutat de performanțele fotbalului românesc, despre generația de aur. Eu consider că generația de aur poate fi foarte bine generația lui Tudorel Stoica, a Stelei de la Sevilla. Fotbalul românesc a avut întotdeauna, să zic așa, mari talent. A fost jucător extrem de talentați, extrem de valoroși, caractere puternice, caractere, să zic așa, competitive. Din nou, jucători talentați, cum era dumneavoastră, cum era domnul Hagi, Marcel Răducanu, cu care ați evoluat. Cum facem să formăm astfel de jucători din nou? Oamenii din fotbal, conducătorii noștri, trebuie să înțeleagă că jucătorii din România sunt extrem de talentați, dar asta nu înseamnă că e suficient. Înseamnă că trebuie să-i formăm, să-i educăm, să le creăm o stare de competiție și să nu ne mai întoarcem la ceea ce a fost cândva, eu știu, cooperativa, ceea ce se mai întâmplă și astăzi, anumite jocuri decise de maniera de arbitraj la care, din păcate, arbitrii noștri încă face uz. Cum se simțea Iordănescu ca fotbalist în Ghencea? Dacă vreți, am făcut o comparație mai devreme și am spus că aici a fost casa fotbalului românesc cu cele mai mari performanțe. Dacă întrebarea era pur și simplu la adresa mea, să nu uitați un lucru. Am venit la Steaua când nu împlinisem 10 ani. De fapt, aici a fost și casa mea. Aici am crescut, aici m-am format, aici am fost educat. Aici, de fapt, a fost adevărata mea casă.